Crescătorii de animale din Mehedin se plâng de faptul că nu găsesc cumpărători pentru preparatele din lapte produse în fermele lor. Totul se întâmplă pentru că numărul clienților care au acces la piețe este limitat, iar vârstnicii care își fac frecvent aprovizionarea din piețe pot ieși din case doar 2 ore pe zi. Probleme au și proprietarii fermelor de vaci pentru carne, ale căror comenzi au scăzut complet. Și uitați-vă în luna aprilie, la jumătatea lunii aprilie, crăpăturile cât sunt de mari. Aici este un teren cu lucernă, unde la ora această dată ar fi trebuit lucerna să aibă 40-50 cm. Acum nu are nici 10 cm. După ce că este secetă, n-a plouat de foarte mult timp, iarnă nu am avut, acum bate și vântul acesta care usucă tot. Ce mai era, usucă absolut tot. Temperaturile sunt scăzute. De dimineața aici am avut chiar în zona aceasta 0 grade, la ora 7:30. Cam astfel stă situația în multe zone din Mehedinți, după aproape o lună fără ploaie, care urmează unei ierni deficitare în precipitații. Oamenii se tem că din cauza secetei, lucerna și iarba nu vor crește și nu vor avea furaje pentru animale. Dar nu este singurul necaz pe care îl au. Din cauza restricțiilor, găsesc foarte greu cumpărători pentru laptele și brânza pe care le produc în micile ferme deținute. Lumea nu ies afară și cei care iasă, mulți cumpără de la supermarkete. Consider că sunt mai bine protejați acolo, probabil, sau nu știu. Deci produsele noastre sunt mult mai bune? Mult mai bune și bio. După cum vedeți, eu nu folosesc nimic și totul numai din iarbă. Iarbă și apă ce le dau și muruia. Brânza și laptele se vând greu, așa? Foarte greu. Chiar și legumele. Și legumele am ridic, n-am reușit să vândem 50 de legături. În 2 zile. Ne descurcăm foarte greu, deoarece toată toamna a fost secetă mare și am fost nevoiți să le băgăm la iarna de vreme. Și de la octombrie și până acum sunt aproape 6 luni de zile de când le furajăm pe grajd. Acum cu coronavirusul ăsta nici nu știm ce să facem. Ne frică să ieșim cu ele, să le ducem la pășuni cu ordonanța asta de urgență, ce sunt. Noi dacă nu avem unele valorifica laptele și brânza și ăștia, e frică să ieșim, că ne amendează, noi trăim de pe urma lor. Și crescătorii de vaci pentru carne au probleme cu desfacerea. Este și cazul acestui bărbat, care are o fermă de vaci Angus crescute special pentru carnea gustoasă. Din momentul în care s-au închis restaurantele, comenzile s-au blocat complet. Totul cei de Horeca, restaurante, hoteluri, totul este închis. Și atunci nu mai avem piață de desfacere. Iar care vin acum să cumpere, vor să profite, să le dăm la prețuri care ne încurajează să nu mai creștem. Asta este situația, ce să facem. Au scăzut prețurile la... Păi nu mai că au scăzut. Nici nu ne întreabă nimeni dacă avem de vânzare sau vrem să vindem. M-a întrebat cineva la un moment dat, m-a sunat și a zis, să vedem, să treacă sărbătorile și mai vedem. Să treacă criza acum. Să treacă criza. Sunt și producători care aveau abonați cărora le vindeau laptele și brânza, dar și aceștia spun că numărul comenzilor pe care le primesc este mai mic decât înaintea izbucnirii acestei crize.